De la liceul teoretic și încă din Cluj Napoca. Ideea proiectului nostru a plecat de la pasajul care mi s-a părut cel mai relevant pentru tema cărții Bătrân din Luna, în original Where the Mountain Meets the Moon, scrisă de Grace Lee. Acest pasaj este: muntele nesfârșit era uriaș, de mare încât pe lângă el muntele neroditor părea doar o biată pietricică. Minim nu vedea nici vârful, nici poalele muntelui, acesta părând să se înalțe dintr-o prăpastie atât de adâncă încât părătaiele sale trebuie să fi fost în inima pământului. Milly se simțea de parcă ar fi ajuns la capătul lumii și rămase privind de cealaltă parte a abisului care o despărțea de muntele nesfârșit. El se înfățișa precum o piatră verde neșlefuită, ridicându-se la cer, pierzându-se în ceața argintie. Pentru a rezuma cartea în numai câteva cuvinte, vă pot spune că Milly este o fată care locuiește într-un sat sărăcăcios din China, împreună cu familia ei. Nemulțumită de soarta ei, pleacă în căutarea muntelui nesfârșit, să le întrebe pe bătrânul din urmă, care știa răspunsul la orice întrebare, cum își poate schimba soarta. Pe parcursul celor 5 întâlniri am realizat elementele principale pentru pasajul citat. Muntele nesfârșit, luna, podul, satul ploaie de lună și pădurea din jur. La prima întâlnire ne-am întâlnit cu profesorul coordonator. Am discutat eventuale probleme legate de proiect. La cea de-a doua întâlnire, am început lucrarea machetei. Am luat o placă de polistiren, am pictat-o verde, urmând să adăugăm și detaliile. Am adăugat și copaci și clădiri. Copacii fiind făcuți din sârmă de cupru, hârtie creponată, și clădirile fiind făcute din bețe de înghețată. Și fântâna făcută din cărămizi de lup. Fântâna este un element simbolic. În poveste apare un tigru malefic care se neacă în fântână din cauza propriei mândrii. Acest pasaj transmite o lecție importantă de viață. Care este această lecție? Păi, propria, dacă ești prea mândru, dacă ești, te crezi prea tare, într-un sfârșit o să pici. O să... Îți primești răsplata. Da. Așa este? Foarte bine. La cea de-a patra întâlnire am realizat muntele, cea mai grea parte a machetei, din spumă izolatoare pe care am stratificat-o, urmând să pictăm apoi totul cu verde. La cea de-a cincea întâlnire, ultima noastră întâlnire, am realizat ultimele retușuri ale machetei și am făcut toate fișele necesare proiectului nostru. Luna este un element foarte important în cultura chineză. Poporul chinez spune despre luna că este cea mai frumoasă și mai șlefuită perle de dragon, scăpată accent al perul cerului. În povestea noastră, luna este legată de munte printr-un pod pe care noi l-am confecționat din bețișoare de înghețată și sfoară pe care le-am pictat în roșu. În concluzie, acest proiect a fost o splendidă ocazie să descoperim că munca în echipă este deopotrivă grea, dar și eficientă și distractivă. Am descoperit planeta bunătății pierdută în universul urii și a răului. Cu speranțe mari, ne-am aventurat în oceanele învolburate pentru a găsi insulele înțelepciunii. Ne-am aventurat prin cele mai dense păduri pentru a găsi cămara prietenii. Într-un sfârșit, cu toții am reușit. Între timp, am învățat cum să fim buni, înțelegători și prietenoși. Ne-am apropiat unul de celălalt cum nu credeam. Am devenit prieteni la cataramă și am descoperit multe lucruri noi unul despre celălalt. Cu ocazia acestui minunat proiect, am descoperit că munca în echipă merge mână în mână cu prietenia. Vă mulțumim frumos pentru atenția acordată. Și mai mulțumim. Chris, multe. Și mai multe s-au povestit. Însă nimic te pregătește cu adevărat pentru ceea ce presupune aceasta. Este ușor să asculți sfaturile celorlalți, însă să le iei în considerare poate fi adevărată provocare. În săptămânile pe care le-am avut la dispoziție pentru realizarea fișelor necesare concursului, am învățat trei lecții importante. Să avem răbdare, să cooperăm și ultima, dar poate cea mai importantă, să lăsăm deoparte prejudecățile. Oamenii te pot surprinde plăcut dacă le dai ocazia, iar prietenia o poți găsi până și în cele mai neașteptate locuri. În cazul nostru, în persoana fiecăruia dintre coechipiere. Încă de la început, echipa noastră a fost considerată destinată eșecului. Prima întâlnire reușim doar să ne facă pe toate să realizăm acest lucru. Am fost eficiente una cu cealaltă, comportamentul nostru având repercusiuni asupra muncii în echipă. Totuși, alături de doamna profesoară Dorina Cudor, am reușit să ne organizăm și să completăm fișa pentru înscrierea în concursul CDI-Dei în cărți. Următoarea întâlnire a avut loc la Eliza acasă, unde, încărcată cu mult optimism și voie bună, am început să lucrăm la machetă. Sincer, rezultatul ne-a surprins pe toate. Materialele s-au îmbinat parcă prin magie sub atenta supraveghere a Elizei, maestra noastră lucru manual.
Aceasta este macheta noastră. Este formată dintr-o bază de polistiren și o foaie A3 pe care am pictat trunchiul copacilor. În spatele lor se află noaptea, ca și în operă. Și am făcut coroana din carton, pe care am lipit vată și am dat-o cu spray. În fața fundalului se află două perechi de copaci pe care am pictat cu acoarele și patină. I-am decupat și am lipit-o în fața fundalului pe bază. În fața copacilor se află tufișuri, pentru că am vrut să-i dea o atmosferă de magie, pe care i-am făcut din vată și i-am pictat tot cu spray. Am pus o piatră pe care am făcut-o din lut și am dat-o tot cu spray. În fața bazei este o bucată de material pe care am lipit-o pe bază și am vrut să simbolizeze luminișul pe care cei doi sunt cununați. Pe bucată de material este cupola sub care cei doi sunt căsătoriți. Cupola este formată din paie și hârtie pe care i-am înfășurat. Pe cupolă se află florile pe care le-am dat cu sclipici, le-am lipit cu pistol de lipit. Ne-am dat seama că macheta este prea simplă, așa că am pus un copac pe care noi l-am făcut din lut și l-am dat cu acoarele și patină. Am pus foițe de aur ca să-i dea un aer de mister și ca să simbolizeze pădurea fermecată. Am pictat râul și floricelele ca în operă. După ce macheta a fost gata și pusă la loc sigur de către mama Elizei, Alexandra a avut binevenita idee de a ne uita la un film, astfel ajungând să ne petrecem seara acasă la familia Pop. Zilele au trecut, iar prietenia noastră a înflorit asemenea unui ghiocel în iarna prejudecăților pe care le aveam la început. Astfel, atunci când ne-am decis să mergem la Biblioteca Județeană Octavian Goga din Cluj pentru a realiza fișa opere citite, dar și jurnalul echipei, ne puteam considera deja prieteni la Cataranu. Fișa lucrării citite este pe baza poemului de dragoste Călin Fire din poveste, scris de Mihai Eminescu. N-am avut cartea de la editura Litera, publicată în anul 2014, dar originalul a fost publicat pe 1 noiembrie 1876 în revista Convorbiri Literare. Un scurt rezumat, în timp ce fata de împărat doarme, voinicul pătrunde atac. Acesta o iubește pe fată, așa că ia inelul. Ea îl numește Zburător. Într-o seară, zburătorul nostru se întoarce în atac și când o sărută pe fata de împărat, aceasta se trezește. Prințesa roagă să rămână, cei doi tineri se iubesc. Ea ajunge să fie alungată din castel de propriul ei tată, regele, și își va găsi adăpost într-o colibă abandonată din pădure, unde va aduce pe lume un copil, rodul iubirii sale și a zburătorului. După 7 ani, Călin își va regăsi iubita și fiul, iar nu după mult timp, în pădure, se vor desfășura 2 nunți, cea a micilor viețuitoare și cea a tinerilor. La nunta tinerilor vor participa regi și regine, cavaleri și feți frumoși, bufoni și cântăreți, chiar și craiul socru mare, sprijinit de spătarul scaunului, stând pe perne de mătase și de puf, își va revendica locul de drept în fruntea mesei. Și așa, pășind ușor, ținându-se de mână, Călin și frumoasa sa mireasă se îndreaptă spre o nouă viață împreună. Dar tot se întreabă ce zgomot se aude. Pare a fi un buzic ca de albine în păienjenișul dintre tufe. Pe ceva ce semna cu un pod în miniatură, treceau mulțime de norod. Furnici, albine, cărăbuși, gândăcii și fluturași. Un bondar cu rol de popă găsește încet un cântec. În caleașca sa făcută dintr-o coajă de alună, stătea un fluture. Mireasa sa, o viorea gingașă, îi așteaptă în fața ușii. Pe masa împărătească, un greiere cu rol de crainic își drege vocea, aranjează costumul și le spune poetilor că și ei vor avea o nuntă alături. Am căutat și câteva informații relevante. Călin Fire din poveste are ca și bază basmul Călin Nebunul și mitul zburătorului. În copilăria sa, Mihai Eminescu, pe atunci Eminovici, avea un mod cam bizar de a speria tatăl. Mergea în pădure, lua șerpi și punea pii în apropierea casei. Apoi își chema tatăl să vadă ce pasăre a prins. Stătea deoparte râzând când bărbatul dădea cu ochii de reptile. Dintotdeauna miresele au purtat rochii albe, simbolizând puritatea și imaculată. În secolul al XVIII-lea, miresele purtau orice rochie din garderobă, necontând culoarea sau forma. În evul mediu, cea mai căutată culoare la rochile de mireasă era culoarea roșie. Dar unele își alegeau culoarea după însemnătate.
Albastru semn al loialitate, verde tinerețe, roz veselie, mob bogăție, etc. După nuntă, mirele obișnuia să fure mireasa și să o țină ascunsă de proprii părinți și de întregul oraș timp de o lună de zile, timp în care aveau să trăiască împreună și să bea zilnic nectar special preparat din miere de albine pentru ca dragostea lor să rămână veșnică aprinsă. Vremele și zâmbetele ne-au însoțit tot timpul, fapt remar că așteptam la bibliotecară, care însă nu a rezistat prea mult și ne s-a alăturat și dânsa în hoala zâmbetelor. Cea de-a patra și ultima întâlnire a avut loc la o ceainărie, unde, bucurându-ne de o bine meritată ceașcă de ceai și de ambientul plăcut, am pus la punct ultimele detalii. Desigur, necazurile nu au fost departe de noi, eu reușind să văz ceașca de ceai peste caietul în care îmi scriam ideile, Ale a început să râdă de năzdrăvânia mea, iar Eliza s-a prefăcut că nu ne cunoaște atunci când atenția tuturor celor din local a fost avută asupra noastră. Munca pentru acest proiect ne-a maturizat pe toate. Suntem conștiente că singure nu am putut să ducem la capăt această provocare. O numim provocare deoarece asta a fost pentru noi. O provocare care a început cu un ce-ar fi dacă am încercat și s-a terminat cu un indiferent de rezultat, vom rămâne mereu prietene. Suntem recunoscătoare pentru că am avut ocazia să participăm la acest concurs, deoarece opera Călinfire de Poveste a reprezentat începutul unei frumoase prietenii. Mulțumim!